Înțeles, domnule Bușilă, există vreo soluție pentru aceștia? Da, există. Care ar fi? Implementarea unor politici serioase pentru dezvoltarea tineretului aici, la noi, în țară. Și în special în capitală. Întrebați-i pe tineri astăzi, de ce nu își fac vize? Ei știu că își pot face vize atât la cămin, sau la gazda sau chirie pe care o închiriază lunar sau anual. Însă ei, 50%, vă asigur, mergem în toate universitățile, se gândesc că după finisarea studiilor, ei nu au în primul rând un loc de muncă aici, nu au un loc de trai aici, pentru ce să-și facă viză? El stă cu viza lui din sat, din raion, și atunci când finisează studiile sau până la finisarea studiilor, aplică pentru programe work and travel, pleacă în Statele Unite, în țări din Europa, în Canada, și își realizează dorințele acolo. Ei nu își leagă viitorul cu țara noastră, cu capitala noastră. Asta este problema care trebuie analizată. Este o problemă de sistem, dacă vreți. Noi suntem deprinși atunci când avem nevoie de oameni tineri, avem nevoie de câteva voturi, să vedem de ce nu pot ei vota. Trebuie să întrebăm după alegeri, nu înainte de alegeri. Și să facem niște pași, niște acțiuni concrete pentru susținerea acestor oameni. Și aici am vedere și studenți, oameni tineri, familii tinere, și oameni care își leagă viitorul de țara noastră.